dimineața, frații mei peloponezi. Back to business. Băi, să fiu sincer, nu mă așteptam să fie valul ăsta de simpatie așa pentru mine și pentru vlogurile mele. Adică chiar mă așteptam să trag așa fără să fiu băgat în seamă mult prea mult, ca să zic așa. Pentru că de la un timp de vreme trebuie să recunosc că mi se cam acordă destul de multă atenție și în modestia mea așa nu prea văd de ce ar trebui să-mi dați atât de multă atenție. Înțeleg, fac un vlog, pe unii vă ajută ce fac zi de zi, adică na, vedeți cam cum e meseria asta, mai aflați și informație una alta, dar nu mă așteptam, vă spun sincer. Cel puțin Alex Ciocan, băiatul de la cricul.ro, chiar a scris un articol pe tema asta. Cu această ocazie îi și mulțumesc, i-am mulțumit și pe Facebook și chiar am rămas puțin uimit. Multă lume văd că a înțeles că gata, mă las și nu știu, v-am spus de câteva ori, cred. Nu o să mă las de făcut vlog, doar că vreau să iau o pauză de la făcutul zilnic. O pauză probabil, nu știu, probabil de câteva săptămâni, maxim să spunem vreo 2 luni, zic eu acum, nu știu. După care o să revin probabil la același program, la același serial zilnic, cum am văzut că zic unii de oameni, mă uit la tine ca la un serial zi de zi, un nou episod. Eu mă bucur că cumva am atras lumea pe canal cu chestia asta, mai ales că trebuie să recunosc și nu e ora de laudă, dar sunt unicul care face zi de zi chestia asta. Și sunt conștient că mi-a adus ceva zi, ceva urmăritor chestia asta. Am zis astăzi, dar tot aveam camera la mine, vă dați seama, camera nu prea pot să o las acasă ca să zic, domne, nu mai fac deloc, pentru că eu mai fac o poză, mai filmez ceva, mai nu știu ce, și deci camera o să am cam tot timpul la mine, așa că există posibilitatea totuși să vedeți, nu zilnic filmări, dar filmări tot o să vedeți. Asta vreau să vă zic, să nu vă mai panicați așa între ghilimele atât de tare, că nu sunt vreunul care vă spune secretul vieții fără de moarte. În afară de a mă filma când conduc, nu fac nimic altceva. Gata, boss, 40 o las, gata. Iartă-mă, scuză-mă. Am depășit și eu cu 2003. Așa. Am lămurit-o un pic cu asta. Băi, vreau să vă zic în felul următor. De astăzi o să începem un concurs cu următorul premiu. Pam, pam, ați văzut premiul, da? Sunt niște căciuli fără moț. Așa am găsit să le fac aici, în Anglia. Căciulile sunt la mine, așa că concursul va fi în felul următor. Intrați pe pagina de Facebook Tracker Boy Viață de Camionagiu. Cei care mă urmăriți și pe pagina respectivă știți foarte bine despre ce e vorba. E pagina mea înainte de canal făcută. Am închis-o după ulterior am redeschis-o. Pe pagina aia vedeți zi de zi poze. Deci asta vă garantez, dacă mă ratez așa câte o zi se mai întâmplă. Dar în principiu zi de zi acolo vedeți poze și zi de zi acolo găsiți și distribuire, link către videole de pe YouTube. Intrați pe pagina respectivă și unde vedeți postarea cu videoul ăsta,
la comentarii scrieți și voi partichip. Atenție, nu particip, partichip, da? Trebuie să scrieți la comentarii partichip doar dacă, rețineți, doar dacă ați distribuit unul din cele 100 de trăcoreli sau orice alt video de pe canalul meu. Așa, să revenim. Deci, în primul și în primul rând, dați share la orice fel de video de pe canalul meu, la voi pe pagină. Share-ul trebuie să fie public, pentru că dacă nu este public, eu nu-l pot verifica. După ce ai dat share, intri pe pagina Truckerboy, iar la postarea unde vedeți videoul ăsta și textul concursului, scrieți acolo partichip. Nu particip, nu știu, partichip, nimic altceva. Eu o să verific după ce a scris partichip, intru la voi pe cont, verific dacă aveți videoul, unul din videourile mele share-uit pe la voi pe pagină și sunteți pe listă. Ordinea o să fac, ordinea, extragerea se va face cu un generator de ăla de câștiguri, o să o fac live ca să vedeți. Cred că rămâne să fac un live duminica asta, adică pe 25, cred că da, pe 25, o să vă anunț ora, probabil, nu știu, vineri, ceva genul ăsta, o să anunț ora și o să fac concursul, o să fie 5 câștigători, 5 căciuli. Puteți să participați în orice țară, mă voi ocupa personal să ajungă căciula la voi cu transport, cu poștă, cu etc, etc. Probabil cei care sunteți din afara UK-ului le veți primi puțin mai greu, gen o săptămână. Cei care sunteți în UK probabil le veți primi în 2 zile, 3 zile maxim. Repet, share la orice video de pe canalul de YouTube la voi pe pagină, share public ca să-l pot verifica. Comentariu cu partichip la postarea de pe pagina de Facebook. Cine nu face aceste două lucruri, nu intră la concurs. Da? Ca să fie treaba. Iar în ordinea în care răspundeți, fiecare veți primi câte un număr. Și cu random.org o să facem extragerea celor 5 numere, să spunem, câștigătoare. Celor 5 persoane care vor câștiga câte o căciulă, fără moți, cu Truckerboy. Ce să vă zic decât succesuri multe și sper să câștigați cei care vă doriți acea căciulă. Nu mai lungesc. Probabil, de fapt, cred că o să continuăm ceva astăzi, în vlogul de astăzi. Mergem la Corby, descărcăm și după aia probabil cred că o să mergem la Wisbech la încărcare, dar vedem. Ori la Wisbech, ori la Metold, nu știu exact. Ne mai vedem astăzi, așa că uite că aveți și astăzi o truchereală. Băi, este 12, după amiază, e mijlocul zilei, deja am 6 ore de muncă. Am stat pe la Corby pe acolo aproape 2 ore. Am ajuns la 9:30, am plecat pe la 11 și un sfert. Și acum, evident, mergem la Wisbech. Cam asta e jobul mereu de la Corby. Să fiu sincer, aș cam vrea să stau pe aici vreo 2-3 ore. Că altfel cred că termin prea devreme și cred că mă pun să schimb vagonul sau să fac ceva. Și trebuie să mai fentez și eu. O să vedem acum la ce ore e referința mea de încărcare. Sper să fie cât mai târziu. Bine, nici foarte târziu, dar totuși. Azi pot să muncesc până la 9:30.
Așa că avem timp căcălău, m-am și oprit, mi-am luat și eu un sandwich, o sticlă de suc, m-am și văzut cu un român. El m-a luat direct cu română, deci probabil mă știa, dacă sunt eu de vedetă și sunt peste tot. Dacă se uită la vlog și chiar mă urmărea dacă m-aș uita așa din prima, îl salut. Nu prea am stat atacare că am ieșit eu din parcare și a intrat el. Băi, m-a luat lumea în primire, că am pus ștergătoare de greșit ieri la mașină. Să mă rămas, că nici măcar n-am sesizat. Deci chiar n-am sesizat. După ce mi-a scris primul comentariu, m-am și uitat pe video, ca să văd bine. Țineam minte de ieri, că mi se părea mie că iese la prea în exterior, dar nu știu ce nu mi-a trecut prin cap. Bă, stai că le-am pus invers. Bine, la mine e... Preocuparea principală era să pun capacele de carbon pe oglindă. Niciun caz de ștergătoare, cu toate că bă, cam deranjau alea vechi și scârțâiau și nici nu mai ștergeau bine, mă umpleau de nervi. Am dat astăzi mail la ăștia cu pielea, dar văd că încă nu mi-au răspuns. Văd încă nu mi-au răspuns. Aștept mesaj, dacă nu-mi răspund astăzi, o să-i sun eu mâine. Să intre să văd dacă pot să lași mașina sâmbătă acolo. Ca să scap și de... Să scap și de grija cu interiorul și după aia să-mi găsesc timp să... Punem ce e mai important, frânele și suspensia. Că deja să mă rămas dacă nu să fac 5-6 luni când le-am pe în garaj. Le-am dat stăvar de când am mașina. Din septembrie le-am. Și suspensia și frânele. Și bineînțeles acum trebuie să mă uit și de fapt mă tot uit. Și pentru kit de frânare pe spate, tot mai mare. Dar nu prea am găsit. Și cu evacuarea, frate, dar nu știu unde dracu să o mai studez, că dacă ăla mi-a plecat de acolo, Anthony s-a mutat, nu mai am niciun fel de cunoștință cu service, să studeze, să facă, trebuie să caut ceva care nu știu. Probabil mi-or lua și mulți bani, așa, Anthony ăla, dacă mă știam cu el, de obicei nu prea mă taxa el așa de mult. Orice măsii o să văd. Bine, oricum, evacuarea probabil când o să o pun, o să rămână ca un curbara după spate, pentru că trebuie să găsesc să fac difuzorul ăla, să-l fac custom, dar nu știu cum aș putea să-l fac. O să văd ce improvizez. Probabil până nu voi găsi ceva foarte bine, foarte bine făcut, probabil acolo va fi o mare țigănie. De fapt, nu trebuie să găsesc ceva bine făcut. Trebuie să găsesc pe cineva să-mi facă bine ceea ce vreau. Hai, Jaguarel. Jaguarel. O, tu se vede acolo. În zare, îndepărtare. Se vede depozitul la Partner Logistics. Bă, dacă aș intre 12, hai să zicem că la 12:20 ajung acolo, până îmi fac check-in-ul 12:30. Dacă intru și eu în rampă cam după un 2:30, să nu fac 3 ore să... așa, 2:30, să mai stau și în rampă vreo 2 ore, ar fi giugiuc-mugiuc. Dacă aș pleca la 5 de aici, ar fi perfect. Perfectamissimo. Perfectamissimo ar fi. Așa că, dragii mei, probabil ne vedem la plecare, vă mai zic 2-3 cuvinte și ăsta a fost vlogulețul de astăzi.
plecat de aici, de la Partner Logistic, este 3:30, am stat aproape 3 ore. Chestia tare era că venise un polonez care nu prea mai avea program și m-a rugat să-i dau eu vagonul meu și să-l încarc pe-al lui. Și am spus că da, n-am niciun fel de probleme, eu pot să stau până la un 5:30, adică mai aveam vreo 2 ore să pot să încarc alt vagon. Dar decizia nu luăm de capul nostru și a trebuit să sunăm în, firmă. Și nu au fost de acord, și au zis că îi găsesc lui altceva să-l fac, sau eu știu, probabil să-l întoarce gol, nu știu ce o face acolo. Nu prea vorbea nici bine engleză, la noi sunt mulți polonezi care îi acceptă chiar dacă nu știu pic de engleză, pentru că avem la dispecerat polonezi. Și atunci nici nu prea puteam să mă înțeleg cu el. A înțeles el că am timp să mai stau. Dar, na, au sunat la birou, ăștia la birou mi-a spus să vin în firmă. Fac vreo 3 ore până în firmă, 3 ore și ceva de fapt. Deci ajung în jur de 7. N-am, cumva îmi pare rău de el, așa că n-am, puteam să-l ajut. Știți foarte bine că de multe ori m-au ajutat și pe mine alții când am mai avut program. Trebuia să mă bag aici, trebuia să mă bag pe banda cealaltă, pentru că va trebui să-i agăț pe toți. Să vedem dacă este inteligent și zboară repede de lângă mine sau rămâne în spate. Ăsta după partea stângă. Mereu uit aici și mă bag cu banda asta, toate că, într-adevăr, banda e pentru dreapta, iar banda de acolo e pentru drumul din față, pentru ăla. Dar nu știu ce m-am gândit așa de tâmpit. Și așa zicea cineva, domne, că tu vezi doar greșelile altora în trafic. Nu, uite, și eu sunt întâmpit. M-am băgat, nu trebuie. Și de multe ori am mai făcut filmări pe drumul ăsta aici și v-am spus că de obicei nu mă bag nici pe banda, mă bag fix pe ambele benzi. Tocmai ca să nu se bage nimeni pe lângă mine, pentru că virajul e destul de strâns, adică nu te poți duce larg. În fine, o să văd eu cum se duce ăsta de lângă mine. Sunt doi, de fapt. Probabil până plec eu și ajung acolo, probabil ei deja fac virajul și atunci mă pot încadra mai pe larg. Asta e, mai mi-au și eu înjurături, dar nu sunt perfect. Chiar dacă mulți zic, domnule, ăla e perfect, dar ne arată nouă ce și cum și el e praf țăndări. Hai că la cu Toyota și-a dat seama, ăsta a fugit. Mașina asta scoate un sunet ciudat la... Poate nu se ciuda la servo. Ori nu prea are lichid, cam merge greuț, ori e ceva din pompă ceva. Se aude un sunet ciudat. Nu le-am zis la ora de dimineață, dar am simțit pe parcurs. Băi, mergem acasă. Sper să fie asta ziua, sper să nu mă pun ăștia să mai fac altceva. Dacă e doar asta, am început binișor. Am început bine. Dacă făceam și 600 de kilometri, era perfect, dar nu-l fac. Mai luam și eu 10 lire la cutia milei. La cutia milei pentru M. Mambongerii bombaserii. Am terminat munca. Este 8:10. Doamne, 7:10. Și J a terminat. A terminat tot, am alimentat, am lăsat vagon. Ce să mai mult, sunt dat drac. Sunt dat drac mare să mă ia. Am făcut și jumătate din acte. Bă, n-am făcut 600 km, am făcut decât 525. Terminește la ora 19. Am început săptămâna cu 13 ore. 525 de kilometri și am condus vreo 7 ore, 7:06. Dragii mei, nu trebuia să mai fac azologărele, dar am făcut-o. Nu uitați de concurs, share la un video de pe YouTube, comentariu
doar la postarea de pe pagina de Facebook Tracker Boy, da, unde este postarea cu video ăsta, doar acolo, party keep, share-ul să nu uita să fie public, să-l pot verifica și câștigați câte o căciulică, câte o căciuliță, căciuloaie, câștigați câte o căciulă cu Tracker Boy, fără moț. N-am găsit cu moț, asta e, altă dată cu moț. Asta a fost trecarea de apă ziua de astăzi. Nu știu când ne mai vedem, nu vreau să vă fac speranțe. Așa că pe data viitoare. Cam asta a fost-o pe ziua de astăzi. Vă tare mulțumesc. Nu uitați de concurs.